Oficialii americani din domeniul transporturilor au anunțat online că au găsit un pasager care a încercat să introducă ilegal o armă în avion, ascunzând-o într-un pui crud. Complotul a fost dejucat de ofițerii administrației pentru securitatea transporturilor. Arma călătorului a fost reperată înainte de îmbarcare, îndesată în interiorul păsării și învelită în hârtie. Ofițerii au glumit pe Instagram că schema nu a fost nici măcar pe jumătate gătită. Oficialii nu au dezvăluit cine a pus la cale planul, dar fotografiile postate pe Instagram au arătat ofițerii examinând pasărea în interiorul unei zone de control a aeroportului înainte de a scoate arma și de a o despacheta. Oficialii au glumit și au recurs la jocuri de cuvinte în postare, cu referințe la gătit și la apropiata sărbătoare de Ziua Recunoștinței. Armele de foc nu sunt interzise pe liniile aeriene americane, dar trebuie înregistrate să fie descărcate și plasate într-un container cu capac închis. Anul trecut, aceștia au declarat că a fost confiscat un număr record de arme de foc de la pasageri de pe aeroporturile din Statele Unite ale Americii. Aproximativ 85% dintre cele confiscate erau încărcate, a precizat agenția. Relatează observatornews.ro.